Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești. Cai. În Apocalipsa, capitolul 19, cu versetul 11, găsim scris: apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Ai călărit vreodată un cal? Înainte ca oamenii să aibă mașini, ei încălecau pe cai pentru a merge acolo unde aveau nevoie. De asemenea, înhamau caii la căruțe, trăsuri și pluguri. În povestea noastră de astăzi, caii au fost înhamați la carul căpitanului Naaman. Soldații lui au călărit pe cai. Caii pot fi foarte mari. Unul dintre cei mai înalți cai din lume era cât ușa. Există însă și cai foarte mici. Tumbelina este cel mai mic cal din lume și tu ești mai înalt decât Tumbelina, care de-abia ajunge la genunchiul tatălui tău. Masculul se numește armăsar, iar femeia se numește mânză până când are pui. După aceea se numește iapă. Puiul masculului și al femelei se numește mânz. Există peste 300 de rase de cai. Unii cai sunt animale de companie, alții sunt animale de povară, adică trag căruțe pline cu fân sau lemne. Unii cai trăiesc în sălbăticie. Caii au ochii mai mari decât ai oricărui alt animal terestru, fiindcă cu ochii poziționați în părțile laterale ale capului, pot vedea ce se află în spatele lor. Uneori, caii stau jos când dorm. Știai că ei pot dormi și în picioare? Caii trăiesc mult, dar nu la fel de mult ca oamenii. Un cal de aceeași vârstă cu părinții tăi este un cal bătrân. Ultima carte din Biblie spune că Iisus călărește pe un cal alb. Dacă nu ai un cal acum, poți avea unul în cer. Nu-i așa că ar fi grozav? O, sigur că da! Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!